Maternitatea Giulești va plăti scump în urma scandalului bebelușilor infectați cu stafilococ auriu. Asta susține ministrul sănătății care a dispus mai multe controle la unitatea sanitară. Se vor lua măsuri cu siguranță. Pot să vă spun cu certitudine că se vor da amenzi și nu mici. S-au prelevat probe atât ieri cât și azi. Timpul de analiză este de 72 de ore. În momentul în care vom avea analizele complete, vom lua o decizie dacă redeschidem internările, a declarat Sorina Pintea. Ministrul sănătății nu a precizat însă care va fi cuantumul acestor amenzi. Până acum, 39 de bebeluși care s-au născut la maternitatea Giulești sunt infectați cu stafilococ auriu și au fost internați la alte spitale. Săptămâna trecută, Ministerul Sănătății a dispus controle în toate maternitățile de stat și private din București și a decis stoparea internărilor la maternitatea Giulești.